unde Cichi, persoană fizică autorizată ce își desfășoară activitatea în domeniul cultivării trandafirilor, este de dreptul revoltată că nu poate folosi la muncă zilieri întrucât nu-i permite legea. În cazurile noastre este că suntem persoane fizice autorizate și nu avem voie să luăm zilierii, numai dacă facem societate comercială sau SRL. Și dacă am și frat sau nu știu cine, nimeni nu are voie să vie la lucru, la ajuta, sau mama, sau tata, sau nimeni. Dacă plouă, nu putem nici săpa și dacă la vară trebuie să altuim, atunci cu oameni trebuie să altuim, nu? Și atunci ce facem? Nu pot să facă fiecare SRL, că nu e o fabrică. În situația lui Tunde Cichi se află alte 15 persoane din Giumbrut care se gândesc chiar la o formă de protest. Dar trebuie să facem ceva, că așa nu merge. Noi ce lucrăm, nu ne ajută cu nimica. Mai dă din spate, că poate că am furat, sau nu știu ce am făcut. Ca hoții, sau să așteptăm ajutor social? Dorel Fiț, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, este ferm și concis. În momentul în care și-au constituit această formă de organizare, deci s-au gândit că efectuează un act de comerț singuri, deci când s-au autorizat ca persoană fizică. Deci există întreprinderea individuală care dă voie să folosească forță de muncă fără probleme cu contract de muncă. Deci dacă dumnealor vor să folosească zilieri, legea 52 din 2011 dă voie la zilier doar pentru persoana juridică. Deci trebuie să-și facă SRL-ul dacă doresc să folosească zilier. Există însă pentru persoanele fizice și persoanele fizice autorizate o variantă legală pentru a folosi temporar forța de muncă, dar nu cu statut de zilier. Sunt contractele de muncă pe durată determinată care poate folosi. Deci are nevoie de o săptămână, poți să-și iei pentru o săptămână oameni cu contract de muncă. Numai că un contract de muncă presupune alt gen de obligații față de zilier. Deci la zilier plătești doar acea obligație de 16%, pe când la contractul de muncă temporar plătești obligațiile pentru vechimea omului, cum face vechime. Localitatea Giumbrud este renumită în cultivarea trandafirilor și aviței de vie, dar iată că și aici există ca peste tot probleme care își caută rezolvarea, însă trebuie respectată legea indiferent de situație. Bună seara și bun venit la o nouă emisiune controversă. Ediția din această seară o să fie axată pe dezbaterea a celor întâmplate la Giumbrud, acolo unde liniștea oamenilor, a sătenilor, e oarecum tulburată de controlele Inspectoratului Teritorial de Muncă și de amenziile date pentru munca la negru. Înainte însă de a intra în subiect, aș vrea să fac o precizare. La ultima noastră întâlnire ne-am dat o nouă întâlnire, ca să zic așa, pentru ziua de miercuri, de ieri. N-a fost să fie, pentru că prefectul Dan Crăian Simedru, care era invitatul emisiunii, nu a putut să vină din motive absolut obiective, personale, s-a întâmplat ceva neprevăzut, dar va veni la noi în emisiune în săptămâna viitoare. Cum însă m-am fript cu ciorba, cum suflu și iaurt, așa că nu o să vă zic exact ziua când o să fie, pentru că e mai bine așa. Bun, și ca să intrăm în subiect, astăzi am invitați patru distinși oameni, trei domni și o doamnă, trei din Giumbrud și pe un domn din conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba. Dar să începem cu prezentările. În dreapta mea se află doamna Eni Chionistor, cultivator de legume, viță de vie și trandafiri. Lângă dânsa se află domnul Iuliu Cichi, cultivator de trandafiri și pon. Da. Iar în dreapta dânsului se află Ioan Tot, da, cultivator de legume, dânsul fiind și cel mai afectat de controlul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în sensul că prins la fața locului cu 8 persoane care lucrau pe plantația dânsului, i s-a întocmit o sancție penală. Bun, în fața mea se află domnul Jolt Kalman, care este inspector șef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba. Bun venit tuturor și haideți să intrăm în dezbatere. Domnul Jolt, vreau doamna Enică, mă scuzați, vreau să-mi spuneți puțin despre plantația noastră, ce ați învizit acolo și ce pierdeți dacă nu puteți să vă lucrați cultura. Deci, având în vedere că lucrăm în câmp, sunt culturi care trebuie făcute la timp. Deci în momentul în care
noi am angajat, de exemplu, cum zice legea, 3 persoane, nu ne putem încadra nici în muncă, nici în timp. Sunt persoane care nu pot să efectueze același lucru care îl fac eu sau începând de la altoit, începând de la împachetatul viței de vie, de la plantare, de la forțare. Deci sunt lucrări care efectuează și trebuie să ne alegem efectiv muncitorii. De aceea noi dorim ca să putem să plătim zilierii, deci legal. Bun, să zicem de la bun început, că dumneavoastră, practic, persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu doriți decât să puteți lucra cu zilieri. Da. Fapt ce deocamdată legea nu vă permite. Și de aici problema cu amenziile. Bun, continuați. V-ați pierdut. Bun, să trecem la invitatul nostru, domnul Iuliu. Am înțeles că, la fel ca dumneavoastră, în situația dumneavoastră a persoanelor fizice și a persoanelor fizice autorizate sunt încă, nu știu, 15-20 persoane în situația asta și aveți mari probleme. Acum trebuie să spun telespectatorilor că astăzi în studio, lângă afară, se află încă 15 persoane, n-am putut să-i vedem pe toți, toți supărați că nu mai poate să lucreze și că, eu știu, plantațiile lor, culturile lor sunt în pericol. Fapt pentru care ar fi vrut să vină cu toți să o spună, dar nu se poate, studioul prea mic. Dar e posibil ca să facă și un protest dacă nu se ajunge la cum se zice, să se facă cumva să împace și capra și vasa. Domnul Iuliu, dumneavoastră ce puteți pierde dacă nu vă lucrați pământul? De exemplu, dacă nu se fac lucrările la timp, cultura va fi compromisă. Agricultura nu este o fabrică de țâglă sau de cărămidă sau așa ceva, care îi dai ton și după aceea două, trei zile, dacă nu muncești, n-ai pierdut nimica. Ai pierdut producția, dar n-ai compromis cultura. La noi e singura posibilitate, dacă putem să și așa timpul, vedeți cum e, o dată plouă, o dată e prea cald, dacă nu-ți faci lucrurile la timp, ai pierdut totul. În agricultură nu este că unul cu unul face doi, de multe ori poate face zero. Vine o vijelie, vine o gheață, poți să-ți pierzi toată cultura. Asta e loterie. Dar nu zicem că nu sunt și satisfacții. Dar dacă autoritățile ne pot ajuta și pe noi, ca și pe societățile comerciale, ca să ne putem aduce zilieri, ar fi foarte util. Ca să nu stai toată ziua cu spaima în spate, că da, vine și te prinde și ai un om în plus, te taxează. Domnul Ioan, dumneavoastră, spuneți ce ați pățit, ce s-a întâmplat? Da, deci eu am un caz concret, deci inspectoratul de muncă a venit în control la noi, deci aveam pe câmp 8 oameni care erau la prășit la țelină și spunând că deci peste 5 oameni trebuie să sesizeze parchetul, este caz penal. Deci, eu vreau să vă amintesc, deci, că legea nu ne permite ca producători, ca PFA-uri, ca întreprindere individuale să luăm zilieri. Deci, problema cu angajatul nu ne rezolvă probleme în niciun caz. Deci, de ce? Problemele în agricultură, deci lucrările trebuie făcute la timp. Deci, eu nu pot să plantez legumele cu doi oameni sau trei oameni pe care i-aș angaja, cum zice legea, din mai până noiembrie. Deci mie îmi trebuie forță de muncă multă pe perioadă scurtă. Poate pentru o săptămână, când e timp exact. Frumos. Sau? Deci când e momentul de plantat, eu trebuie să iau oameni mulți pe perioadă scurtă ca să pot să-mi fac lucrările la timp. De asta ne-am dorit ca și PFA-urile, și întreprinderile individuale, și producători, și persoanele fizice, dacă vor să poată să-și e zilier, plătând taxele la stat, nicio problemă. Domnul Calman, ce le puteți spune? Să începem cu începutul. În primul rând, v-am spus că Inspectoratul Teritorial de Muncă are și rolul de îndrumare. În acest sens, orice angajator sau orice salariat se poate adresa către inspectorat pentru a primi informații legate de legislația muncii. Ceea ce privește legea 52 din 2011, legea zilierilor, aceasta s-a adoptat anul trecut, în premieră, până
anul trecut nu a existat această posibilitate de a angaja zilier. Singura posibilitate era să angajez o anumită persoană cu contract individual de muncă. De anul trecut a intrat în vigoare această lege. Nu spunem că este perfectă legea, tocmai asta ni s-a răspuns și de la București, de la Ministerul Muncii, că s-a adoptat legea și pe parcurs se va adapta potrivit cerințelor reale din domeniu. Da, ce se întâmplă? Că până se adaptează, oamenii aceștia sunt amendați, pe de o parte, că să fim serioși, eu nu contest că trebuie să se respecte legea, dar pentru o persoană fizică o amendă de 10.000 de lei, practic de persoană găsită care lucrează pe, eu știu, pământul, practic pe om îl aduce la sapă de lemn. Dumneavoastră ce părere aveți? Cum comentați? După cum știți, în 2011 s-a modificat codul muncii, au fost mărite amenziile pentru munca fără forme legale, tocmai în ideea de a se descuraja acest fenomen. Deci amenziile nu au fost mărite pentru a aduce mai mulți bani la bugetul de stat, ci pentru a descuraja fenomenul. E foarte corect ce spuneți dumneavoastră. Dar eu ca spectator, văd oarecare lipsă de logică în faptul de a interzice persoanelor fizice și persoanelor fizice autorizate de a se folosi de zilier, mai ales că pentru dânsii zilierul reprezintă forța de muncă principală. Noi, începând de anul trecut, de când a intrat în vigoare legea 52, am făcut de mai multe ori demersuri pentru, adică propuneri pentru modificarea acestei legi, tocmai având în vedere faptul că noi constatăm direct problemele cu care se confruntă angajatorii. Până acum nu s-a adus absolut nicio modificare. Sperăm ca pe viitor să fie modificată legea. Practic, dumneavoastră spuneți că ați insistat pe lângă persoanele abilitate de la conducerea centrală. Deci noi avem unele căi legale de care putem profita. Printre acestea sunt acele propuneri de care vă spuneam pentru modificarea legii. Cum și oamenii ar putea să facă alte demersuri, avem aleși din județul nostru în Parlament, care tocmai cu asta se ocupă. Fără discuție că o să facem un apel către parlamentarii de Alba în ideea de a îndomni un proiect de hotărâre care să fie dezbătut în Parlament și ulterior să fie eventual să fie acceptat, adoptat în sensul, eu știu, unei mici modificări în legea 53 care să permită persoanelor fizice autorizate sau persoanelor fizice sau mă rog, asociațiilor familiare sau cum să mai spune, să poată să folosească zilierii. Dumneavoastră, spuneți-mi ce veți face în continuare? Faptul că dumneavoastră i s-au făcut dosar penal? Da, da. Și cum vezi procedurile? Păi, deci eu nu pot să renunț, deci eu nu pot să las să mi se ducă toată munca pe un an, chiar pe doi, doar toată investiția de anul trecut am reinvestit-o, deci eu trebuie să-mi duc lucrările la bun sfârșit. Deci eu nu am încotro, efectiv trebuie să duc în continuare oameni ca să-mi fac lucrările. Deci nu știu ce rezolvare aș vedea pe ce să vă lucrați? Deci 4 hectare de legume. 4 hectare de legume. Și cât ați investit? Păi deci am investit, deci tot depinde de an, deci 10-20 de mii de euro, deci toți banii care câștigăm îi reinvestim ca să ne putem dezvolta. Domnul Iuliu, dumneavoastră, cum vă descurcați? Nici nu suntem mai străluciți. Ne descurcăm cum putem. Asta e una dintre condițiile care sunt. Dar v-am zis, ca și mai înainte, că ar fi foarte bine dacă am putea rezolva problema asta, pentru că și deci trebuie să gândească că pentru că oamenii care vin la noi, ei o să câștige un ban, nu? Și ei se vor realiza dacă muncesc, nu? Noi n-am plecat din țară ca alții să meargă la căpșuni sau să meargă la construcții în străinătate, am rămas aici să facem ceva.
Bine, acum sunt obstacole în care te lovești, dar astea nu sunt bătute în cuie, nu e nimica de beton, totul se poate rezolva. Adică nu e o chestie care se nu se poate rezolva. Suntem oameni, adică trebuie să înțelegem chestia asta. Doamna Enichel, v-au mai trecut emoțiile. Da. Să spuneați ceva în legătură, povesteam înainte de a intra în studio, de zilierii cu care lucrați și pe care îi formați. Și da, că deci, e greu să... efectiv, munca noastră nu este de un an. Deci este o muncă de 15, 16, 20 de ani dusă mai departe. Deci în zonă, în afară de agricultură, altceva nu avem ce face. Plus că ar trebui tineretul ajutat și sprijinit ca să se dezvolte. Și mai ales în domeniul agricol, când nu găsești oameni și pe care încerci să-i formezi. Pentru că nu este ușor ca să lucrezi în agricultură și nici ca să... poți ca să ajungi la un numitor comun cu acel muncitor. Deci eu plec de acolo și știu că acel muncitor își face treaba cum trebuie. Deci eu sunt de acord taxele care trebuie plătite, dar ca să angajez ca și întreprindere individuală trei persoane, nu mă ajută. Și de ce? Lucrările, de exemplu, le-am făcut acum o săptămână. O săptămână a plouat, da? Pe urmă lucrez două zile și, să zicem, 20 de oameni. Legal, după lege, din câte știu, soțul să nu mă ajute pe mine, deoarece el are altă firmă. Aia, practic, vă puteți ajuta unul pe altul. Că deci asta mi se pare ceva absurd. Absurd. Atunci ce? Cum ar veni ca soțul să stea și să-și facă lucrările lui sau eu să stropesc numai eu singură? Nu se poate. Bun, există... Plus, spuneți. Problema cealaltă care este lucrând cu oameni. Deci nu este agricultura doar sapă. Deci mulți văd agricultura doar prin sapă. Deci nu este sapă. Deci ca să formezi acel grup cu care lucrezi, îți trebuie timp. Degeaba astăzi angajezi trei oameni și mâine să pun femeia ca să irige sau să stropească. Nu se poate. De aceea am... Și încredere între... Dar nu se poate ca o femeie să pună mașina de stropit în spate sau să dea cu motocultorul sau să facă alte lucrări. Bine, sunt și care pot. Dar mi se pare absurd ca să angajez trei oameni și să nu pot să lucrez cu trei oameni. Bine, vine inspectoratul Central de Muncă Alba și spune, domne, faceți-vă societăți cu răspundere limitată. Deci eu am întreprindere individuală și aș dori ca în fiecare zi când am nevoie de 5, de 2, de 3, de 10 oameni, de 20 de oameni la plantat, de exemplu, la scos toamna, ce fac? Am avut cartofi, am renunțat, deoarece prețurile au fost cum au fost. Știți, banii din agricultură, cum se câștigă? Nu vreau să fiu absurdă, dar din materialele săditoare se pot câștiga niște bănuți, dar necesită muncă și investiție. Să nu avem și să nu uităm seceta din anul trecut care ne-a afectat foarte mult, înghețul, n-am avut zăpadă și prinderea la pom sau la ce culturi mai sunt. Dumneavoastră, ce suprafață lucrați și ce culturi ați spus și ce i-ați investit? Deci noi avem pământuri și în parte, lucrăm pământurile părinților, am mai cumpărat terenuri și cu soțul lucrez 20 de hectare aproape de pământ. Bineînțeles că astea mecanice le lucrează el, cu tractorul care le-am cumpărat în timp de 20 de ani. Acum ce să facem? Să renunțăm și să ne apucăm de altceva? Nu. Nu se poate. Discutabil. Dar de ce nu faceți o societate... cum o spun, limitată? Să facem o societate. Da, ca să nu mai aveți probleme cu zilierii. Spun și eu cum spune și... Da, dar eu nu pot să lucrez, de exemplu, cu trei zilieri. Ce fac? Am de lucru 10 zile, 20 nu. Săptămâna asta, de exemplu, ce făceam? Îi plăteam? Din ce? Stați că ne răspunde domnul Calman. Care e varianta dumneavoastră legală pentru dânsi în situația deci dată? În momentul de față, singurele posibilități legale sunt două: ori își înființează o societate comercială și atunci vor putea angaja zilieri, ori dacă nu, angajează persoanele cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.
Perioada determinată însemnând de la cât și până la cât? O zi, o săptămână, de la o lună în sus? Cum? Poate să angajeze, nu, deci minimum nu este prevăzut de lege. Deci poți să angajeze și o zi? Angaja și o zi. Da. Dar, bine, deci să punem și problema angajării. Dar eu vă întreb, nu vreau să jignesc, și eu sunt de la țară, dar sunt și oameni care nu sunt serioși. Deci astăzi vine, mâine nu vine. Nu-l interesează problema ta că tu l-ai angajat sau ai nevoie neapărat de munca care el știe să o facă. Nu-l interesează. Și atunci tu ce ai făcut? Deci pentru noi ideal ar fi ca să avem acel caiet, să ne introducem zilierii și să plătim taxele care trebuie plătite la stat. Înțeles. Acum, probabil că e și altă problemă aici, faptul că probabil cu zilierii lucrându-se plătești mai puțin la stat, pe când dacă angajezi chiar și o zi, plătești mai multe. Să ne explicați dumneavoastră, domnul Caman, care e diferența. În cazul zilierilor, potrivit legii 52, plata acestora se face zilnic, plata fiind între 2 și 10 lei pe oră. Se plătește după această sumă de bani achitată zilierului, se plătește impozit de 16%. În cazul angajaților cu contract individual de muncă, se plătesc asigurări sociale, asigurări de șomaj, asigurări de sănătate și așa mai departe. Și plus impozitul de 16%. Domnul Tot, dumneavoastră vă permite să faceți o societate cu răspundere limitată? Nu, deci în niciun caz. Deci la suprafață care o lucrăm, deci eu nu-mi permit ca să-mi fac societate în niciun caz. Ca să pot să iau zilier pentru asta. Deci singura soluție ar fi, deci cum am spus, ca și producătorii, și PFA-urile, și întreprinderilor să li se permită să iei zilieri. Și să plătim impozitul de 16% după fiecare om. Păi, dumneavoastră spuneați înainte că nu o să aveți ce face și că o să lucrați în continuare pământul cu zilier, chiar dacă vi s-a întocmit dosar penal. Vă asumați riscul ăsta? Da, dar nu am ce face. Deci eu, dacă nu-mi lucrez pământul, deci toată recolta o să-mi fie compromisă. Și atunci ce facem? Deci nu avem de ales. Afară împreună cu dumneavoastră sunt și persoanele care au fost amendate, au primit câte 10.000 de lei, nu dacă mă știu, pentru fiecare persoană găsită că a lucrat la negru, cum se zice. Dacă le știți dumneavoastră, cumva situația, că nu ne-am putut permite să aducem și pe dânsi aici, că era deja prea, era neîncăpător, cât de mult i-a afectat? Deci foarte mult. Deci vă dați seama că un producător mic, deci un PFA, o întreprindere individuală, o întreprindere mică, deci este ruinat complet cu această sumă de bani care li s-au pus în cărcă. Deci, am înțeles că da 200 de, da, 20 deci, de lei, da, 200 exact. De mii de lei. Deci 200 fiecare om, 10.000 de lei de persoană. Deci nu se poate așa ceva. Dumneavoastră sunteți profesie avocat. Da. Păi de ce nu să-l apărați pe dacă am să sunteți de... Nu pot. Eu sunt suspendat atâta timp sunt funcționat. Sunteți nou din Aiud și mama din Ciumbrut. Vă cunoașteți bine cu... Da. Și care e părerea noastră personală? Chiar și curios de ce nu își poate domnul Tot, de exemplu, în ființa o societate comercială. Deci eu nu-mi permit ca să-mi fac societate la culturile pe care o am. Deci acolo sunt o grămadă de taxe de plătit și deci la suprafață care o lucrez, asta ar fi soluția ideală. Dar taxele alea trebuie să le plătiți după lege și dacă lucrați ca persoană fizică. Da, deci le plătim după, deci nu e nicio problemă, le plătim după fiecare om care vine la lucru, dar dacă plouă și nu putem lua acești zilieri... Dar dacă vă înființați societate comercială, puteți să angajați zilieri. Asta ziceați că e problemă. Da. Păi ca societate, deci nu avem suprafața necesară ca să ne facem o societate, deci... Păi bun, haideți să dăm cum vă spun la întrebare ceilalți doi invitați, domnul Iuliu. Dumneavoastră, de ce nu vă înființați societate comercială? Pentru că astfel a scăpat de orice problemă. Pentru că nu avem tot timpul de lucru. Avem două, trei sezoane în care
avem mai mult. În restul, eu mai mult fac și mecanizat, m-am mai dezvoltat un pic pe domeniul ăsta și mai ierbicidăm, mai face, adică mai anulăm ziua de lucru cu zilierii, adică încercăm să mai simplificăm un pic treaba. Dar dacă avem o săptămână, două ploi, nu mai ce faci, adică ești ajuns din urmă cu toate astea. Ca să... Și nu rezolvi problema, nici dacă îți angajezi 5 persoane, nu-ți rezolvi problema, n-ai cum să o rezolvi. Că atunci, în sezon, trebuie să angajezi, cât să angajezi? Pro 15 oameni sau 20 de oameni, cât să angajezi? Ca să îți rezolvi problema. Că ori fost... A fost o toamnă când, acum azi 2 ani sau 3 ani, când a plouat una într-una. N-ai putut să faci nimic. Intrai cu tractorul și rămâneai acolo. Puteai să scoți pomii, să scoți trandafirii. Ce poți să faci atunci? Cu 5 oameni, cu 10 oameni, te prinde, nu Crăciunul, Paștele te prinde acolo în câmp până îți rezolvă problemele. Adică asta nu e ca și în hală. Mă duc și fac o gresie, o faianță, mă duc să fac nu știu ce, adică e o chestie care nu depinde de noi, nici de autorități, depinde de vremea care o avem. Cu bune, cu rele, cu mâți, dar depindem de vremea asta. Nu e nici folie, nu poți să-ți faci folie peste ei ca să poți să rezolvi problemele astea. Adică suntem legați de timpul și de cum e, bună, rea, cum e, secetă, ploaie, dar asta este. Bun, acum... Noi acum, care suntem niciun brut, noi suntem cu tradiție, din tată în fiu, adică știm chestiile astea și am lucrat, adică de mic copil mergeam prin țară, la altoi, la astea. Mulți eram în situația asta, dar ar trebui să găsim și noi un numitor comun, adică pe porții, poate n-am o lună de zile de lucru, ce fac atunci? Vrei să spuneți pe românește, toți trei, că agricultorii și asta acum în situația specială, agricultorilor, statul român le bagă mai degrabă bețe în roate decât să-i ajute. Păi, cum să zicem, da. pe ăla care trage, pe tot pe ăla îl bate, nu? Deci mi se pare absurd când doi tineri se apucă să facă agricultură, sunt la început de drum și prețurile sunt care sunt. Că vreau să vă întreb, ce este mai ieftin pe piață în ziua de astăzi? Cu 1.000.000 de lei te duci și te aprovizionezi o familie pentru iarnă. Nu știu, cartofi, da, poți să iei. Cartofi la un leu, cum vând și morcov sau știu ce mai au de vânzare acolo. Pentru că nici noi nu ne putem axa doar ca să vindem cartofi. Am avut 3 hectare, 4, dar la prețurile care sunt acum și la munca și ridicatul sacilor nu mai merită. Animale, țărănimea iarăși, i-a blocat statul de tot. Nu mai pot să facă. În zona noastră, în afară de agricultură, ce se poate face? Păi nu numai zona noastră, că în țara asta, ce poți face fără agricultură? Deci asta vreau, asta e. Ce se poate face ca să poți să supraviețuiești, să poți să ai o familie și să trăiești cât de cât decent? Deci asta ar însemna că toți producătorii, toți țăranii din România să-și deschide societăți ca să-și poată să lucreze pământul. Deci asta exact așa ar veni. În momentul actual, cum ne permite legea. Deci nu știu dacă treaba asta se poate întâmpla. Țăranul de la țară care are 10 hectare de porumb, nu știu dacă poate să-și deschide societate ca să-și ducă 10 oameni să-și sape cucurudul. Deci asta ar fi toată concluzia trasă din tot ce am discutat acum. Ce ziceți, domnule? Din câte știu eu, în zona Iudului sunt mai mulți agricultori care au societăți comerciale înființate. Am și discutat cu câțiva dintre anul trecut și s-au bucurat nespus pentru că a apărut legea zilierului și le permite să-și angajeze zilieri. Îi avantajează pe cei cu societăți. Da, sunt foarte avantajați. Dar, spuneți, eu nu văd care ar fi impedimentul pentru dânsii. Poate-s costurile. Costurile să înființeze o societate comercială. Poate costurile pe care le plătește pentru un angajat. Poate faptul că dânsii au nevoie de un om 3 zile acum că, și după aceea nu mai. Și după aceea angajează zilieri dacă are societate comercială. Da, pe de altă parte, da. Acum, ce se întâmplă? Eu cred că și o parte și cealaltă are dreptate. Însă vreau să vă întreb pe dumneavoastră și după aceea continuăm ceea ce vreau să spun.
Care a fost logica acestei modificări a legislației, conform căreia persoanele fizice autorizate sau persoanele fizice nu mai au dreptul să își angajeze, să lucreze cu zilieri? Eu nu pot să vă spun decât ceea ce bănesc eu personal, pentru că nu am această informație. Anul trecut, când s-a adoptat legea 40, care a modificat codul muncii, intenția acestor modificări care s-au adus a fost să creeze mai multe locuri de muncă. Sunt foarte multe modificări care obligă direct sau indirect persoanele, angajatorii să creeze noi locuri de muncă. Băneala mea este că tot această intenție a avut-o legiuitorul și prin legea 52. Prin faptul că nu a permis persoanelor fizice să angajeze zilieri. O să continuăm dialogul după o scurtă pauză publicitară. Copikit încarcă o gamă largă de cartușe negru și color. La Copikit ai încărcare cartușe laser cu 40 de lei TVA inclus. A patra încărcare este gratis, iar la a șasea încărcare schimbarea cilindrului este gratuită. Te așteptăm pe Bulevardul Transilvaniei numărul 25, iar pentru informații suplimentare poți apela numărul de telefon 0258 835 951. Una din cele mai frumoase terase de pe traseul de sud al cetății Alba Carolina s-a redeschis. În imediat apropierea centrului de echitație, de marți până duminică, între orele 10 și 22, vă puteți răcori cu o băutură rece sau vă puteți delecta cu mici virșli de cea mai bună calitate. O locație deosebit de plăcută și liniștită, ideală pentru toți cei care doresc să se simtă bine. Vă așteptăm! M-am aflat printre cei care, la 1 decembrie 1918, în această sală, au luat decizia unirii Transilvaniei cu România. Două zile mai târziu, am fost numit primar al orașului Alba Iulia. Sunt Camil Velican, primul primar român al orașului Alba Iulia, și vă aștept la Noaptea Muzeelor, noaptea în care istoria prinde viață, să călătoriți în timp, alături de mine, prin istoria interbelică a orașului Alba Iulia. Istoria prinde viață în Noaptea Muzeelor. Te așteptăm sâmbătă 19 mai la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, unde 30 de personaje istorice vor da viață expoziției muzeului. Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viață. Sigur, aici mai există o problemă. Oamenii își exprimă un punct de vedere. Clasica infracțiune de ucidere vincului. Rămâne de văzut cum practica. Sunt Andreea Susan și vă aștept în fiecare joi seară de la ora 20:30 la emisiunea Sfatul Avocatului, doar la Alba TV.
revenit în direct cu oaspeții noștri în această seară. Vreau să vă spun că pe timpul pauzei, soția domnului Iuliu a venit supărată și a făcut semn soțului să... și a spus, noi nu facem societate, noi lucrăm pământul. Domnule Iuliu, care e diferența între a lucra cu zilieri și a lucra cu contract de muncă pe o zi, două, cinci? Păi care sunt avantajele dumneavoastră cu zilieri? Dacă n-am o lună de zile de lucru, ce fac? Păi da, dânsul spunea că și o zi îl poți angaja pe om, nu-ți place, e ia pe altcineva. Eu nu cunosc acum chiar așa bine legislația asta care e acum, că eu nu prea am timp să mă apuc să citesc, să fac astea, dar probabil va fi ceva, dar eu zic că n-ai cum să faci societate, pentru că odată trebuie să te pricepi la pescuit și la politică toată lumea să pricepe. La contabilitate e mai greu. Îl prins pe unul că am avut o perioadă când mi-a făcut cineva contabilitate și după am luat o plasă de... După aia nu știam cum să mă scarpin. Asta este una. Este greu. Adică din cauza hârtiilor și astea, zice, trebuie să ți le faci de multe ori și adică de ceva care nu ți le cer acum 2-3 ani. Adică trebuie să fii în temă tot timpul. Păi când ești pe când mai ai timp de acte și de astea să te mai tăt, nu trebuie să facă numai asta. Bun, ca să ne înțelegem. Deci, practic, o societate, ce vă deranjează? Că înființarea unei societăți, una la mână, va costa mai mult și a doua la mână, poate că n-ați avea timp de birocrație în asta, nu? Păi, sau deci un om suntem asta cam nepriceput la o societate. Vedeți că o societate care funcționează bine și are probleme. Da, păi, nea George merge să-ți facă o societate, că vrea să-și cultive 5 hectare de porumb sau de cartofi sau nu știu ce, pe ăla să pricepe sau... Exact. Nu suntem pricepuți. Asta e singura problemă. Nu ne frică de umbra noastră, pentru că nu ne pricepem la astea. Noi, la ce ne pricepem foarte bine, să lucrăm. Asta e una. Că la acte și la astea suntem cam depășiți. Că legile se schimbă peste noapte, se schimbă de la un an la altul, nu poți să ții pasul. Adică noi nu suntem cu moda, adică să zicem că noi ținem pasul cu moda. Aia e să fiecare să-și o facă pe principiile lui. Noi știm ce trebuie să facem, știm că toamna ce avem de lucru, primăvara ce avem de lucru, vara ce avem de lucru, iarna ce avem de lucru. Noi nu avem timp de hârțogării. Asta e problema la noi. Ce ziceți dumneavoastră? Toată lumea umblă la școală, păi dar matematica e o problemă. Cam asta ar fi problema. Și plus că avem 4-5 persoane care sunt, cum v-am spus, pensionari. Deci acel om, eu nu sunt sigură, deci dacă i-aș alege ca să-i angajez 3 persoane sau 4, să mă descurc cu ei, dar toamna, primăvara, nu mă pot descurca cu 3 oameni. Deci nu poți. Chiar dacă și noi depunem umăr la umăr și muncim poate mai mult ca și ei. Pentru că nu stăm în capătul rândului să primim oamenii cum muncesc. Dar asta ar fi cel mai ideal. Sau mâine acel om nu poate veni la lucru. Și eu trebuie să fac acea lucrare. N-ai stropit astăzi, ți s-a dus cultura. Putregaiul ce nu știu ce a fost anul trecut și la vie, nu l-ai făcut-o la timp, ți s-a dus toată cultura. Deci noi, efectiv, dacă am pierdut banii ăștia din câmp, ne-am blocat un an de zile. Hai că revenim cumva. Dar nu mai putem ține pasul. Bineînțeles, cei care au societate și sunt deja în temă, ne privesc altfel. Dar sunt și mici producători, cum sunt familii tinere. Deci două persoane încep să facă agricultură. Sunt împiedicați. Păi poate... Atunci ar fi cu mult mai simplu, merg în piață și vindem chiloși și ștram și noi ca și toată lumea să câștigăm un ban. Deci nu este sprijinit țăranul român, asta e de fapt problema cea mai gravă. Avem o plantație făcută de tatăl meu, de vie, care trebuie muncită. Deci nu merge ca astăzi, nu mă duc, că merg mâine. Sau, de exemplu, trebuie să lucrez încă o oră în plus cu acei muncitori ca să poți să termin. Nu mâine iară să te trambalezi pe acea parcelă ca să își termin lucrarea. Deci ideal ar fi ca să putem și pe o oră sau stă acel angajat sau muncitor cu o oră mai mult să-l putem plăti, bineînțeles, să ne putem plăti și noi. Și nu înțeleg de ce statul
De la o societate acceptă acea taxă și de la întreprindere individuală nu. Asta nu înțeleg. Deci eu vreau să plătesc, vreau să scriu muncitorii dimineața, vreau să fiu corectă cu ei, acel muncitor să-și ia banul, eu să-mi plătesc către stat ceea ce am de plătit și nu înțeleg statul. De ce nu acceptă ca și noi, ca întreprindere sau cum au dâns și PFA, nu putem plăti? Asta puteți să răspundeți la întrebarea asta. În parte v-am răspuns mai înainte. Da, ce parte. Vreau să vă mai spun este faptul că, după cum bine știți, zilierii nu sunt instruiți pentru securitatea muncii. Se face la începutul zilei o instruire sumară și semnează în acest sens în registru. Eu bănuiesc că tocmai de asta nici nu se permite persoanelor fizice să angajeze zilieri pentru a evita accidentele de muncă. Și care e deosebire atunci între o societate care... Acum, societatea comercială e mai organizată decât persoana fizică. Nu prea bine să credă. În fine, asta este. Asta e părerea noastră. Până la urmă, dumneavoastră lucrați cu zilier pe care îi cunoașteți mai de multă vreme și care vin anual la dumneavoastră în perioada de... Păi, într-un fel, da. Da, și trebuie să-ți alegi și tu oamenii, că nici în agricultură nu poți să muncești cu acel om care nu-ți place. Trebuie să fim sinceri. Deci omul care nu se pricepe, îl văd că nu are o îndemânare. V-am zis, agricultura nu este numai sapă, că toți ne privesc, gata, uite, proștii sapă. Nu săpăm numai, nu numai săpăm. Deci, secretele care sunt tăiatul înapoi, plivitul, copcitul, la trandafir, ca să poți să obții clasa întâia, la vița de vie, ce trebuie să faci, ratează o stropire. De exemplu, am stropit eu și soțul nu mi-a zis cât trebuie să bag. Eu am băgat cantitate dublă. Și imediat am pierdut 3 milioane din start. Dacă el nu mi-a zis că trebuie băgat, am... Bun, e indiscutabil că statul român ar trebui să se simplifice deci e prea complicată situația asta. În privința micilor producători din agricultură, e indiscutabil. Pe de altă parte, e binevenită lupta asta împotriva muncii la negru, care până la urmă ne aduce probleme, pagube la noi toți. Dar noi, deci noi nu ne ferim de chestia asta, nu suntem contra. Ce părere aveți de munca la negru? Deci noi vrem să fim legali. Deci păi noi legal vrem să fim. Să declarăm acești oameni, să plătim acei impozit de 16%, numai să ne permită ca să putem să facem acest lucru. Cum a spus și domnul Cichi, deci noi vrem să facem agricultură, nu hârtii. Deci dacă e să facem o societate, deci unul dintre noi aia trebuie să facă să umble cu hârtie în stânga și în dreapta, atunci cine mai face agricultura? Păi deci, dacă nu ești în breaz de acolo ca să vezi deci, ce să face și cum să da, face. Când să stropești, când să uzi, când să cine faci să acele lucruri, Dumnezeu? Atunci cine conduce această treabă? Deci noi nu vrem să facem hârtie, vrem să facem agricultură, ceea ce știm. Spuneați că legea asta vi se pare o lege făcută de cineva din Binou. Exact. Deci asta ar trebui văzută la fața locului. Deci cum se procedează? Deci cum am spus? Deci acele lucrări trebuie făcute la timp. Deci atunci, pe moment, dacă nu plantezi, nu stropești, nu uzi, deci ai pierdut toată cultura. Dacă noi ne apucăm și facem societăți și umblăm cu hârtii, nu știu cine le mai face aceste lucrări. Agricultura nu se face în birou, se face în cizme de cauciuc și se face în câmp. Asta e una. Cine o face la birou, aia o vede altfel. Poate o vede mai bine, mai frumos. Trebuie să trimiteți atunci pe cineva dintre dumneavoastră în Parlament și... ca să facă legea așa cum vă convine, da. Cum e bine până la urmă. Ceea ce nu înțeleg, din moment ce țăranul este atât de blocat, mai ales zona din care venim, a fost fabrica IMEA, deci majoritatea oamenilor nu au de lucru, da? Ferma care a fost, a desfințat toate locurile de muncă, să zicem că un 20% au locuri de muncă. Acel om se bucură dacă are unde să meargă, să muncească chiar și cu ziua. Mulți au, de exemplu, pământuri. Nu își permit din pensie sau din salar ca să-și are. Sau să-și lucreze acel teren.
Și vine și spune, nu îmi discui și mie 10 ari sau 20 de ari de teren, că vin și îți lucrez o zi sau două de lucru. Deci asta merge în lans, de fapt, problema țăranului român. Nu numai pe noi ne privește. Din pensiile astea mari care au 600 de lei, 500 de lei, ce poți să agricultură? Ai 3 hectare de pământ, ce poți să faci cu el? Ai o pensie, hai să zicem, 700-800 de lei. Cum poți să lucrezi 2 hectare de pământ? Ce zice dumneavoastră? Păi, cred că de asta vin străinii și ne cumpără terenul. Păi, azi mâine suntem cumpărați vânduți? Deci, noi ne-am vândut țara, dar o dăm de gratis. Deci legile care sunt la ora actuală, de aia exportăm 70% din străinătate, legume, fructe și toate alea. Ne facem și noi comercianți, mergem, da. Ne luăm o altă mașină mai mare, aducem din străinătate, vindem și noi roșii de România și din Turcia sau din Spania sau din Grecia, de unde îs, și zice că din România și la revedere și trăim bine. Toată lumea spune să avem produse autohtone și statul deci ne reține cum ar veni. Nu să ne mai ajute, să ne sprijine, deci ne leagă de mâini. Păi dumneavoastră, după poțania asta, și dacă se mai întâmplă ceva, vă vindeți terenul și plecați. Da, da. Dar mă întreb, dânsul, deci a dus acei oameni, a primit amenda respectivă. Păi nu, că dosar, că deci, n-am primit amenda. Deci dosar penal, nu amendă. Mai deci, sunt o familie da, care da, au primit da. 200 de milioane, deci 20 de mii, da? Din acei morcovi care îi produce, când își recuperează acea amendă? Sau cât trebuie să muncească acel țăran? Practic, chiar așa nu ne punem problema? Și sunt probleme unde ar trebui interveni și nu se intervine. Anume? Multe. Foarte multe. Și păcat că numai tot țăranul suferă. Deci în momentul actual, animale să nu țină, dacă nu ești autorizat. Am avut și noi porci, dacă nu ne-am autorizat, am renunțat. Era bine că totuși vindeai 50 de porci și aveai un ban odată sau aveai unde să-ți valorifici marfa. Dar acum ce faci cu ea? Da, așa este. Domnul Calman, amenziile astea, a plătit amenda, nu știți, a plătit oamenii? Trebuie să plătească. Că parcă se plătește jumate în 48 de ore. Nu? Păi așa spunea astăzi domnul Fiț. Am vorbit cu dânsul, așa mi-a spus, mi se pare. Nu. Spunea că dacă plătesc în 48, se plătește jumătate din... Când 20.000 euro? 10.000. Deci nu, 10.000, deci 10.000 de persoane spunea că dacă îți plătește în 48 de ore, înseamnă că dânsul nu, mi-a spus. Deci, nu există deci doar amenda, asta este amenda minimă. Deci amenda... Nu, zicea că se plătește jumate din minimul de amendă, respectiv 10.000 de lei. Nu? Bun. Deci amenda e de 200 de milioane după un om, deci 200 de milioane vechi după un om și lui i-a dat minimul 100 de milioane. Dacă asta e 10.000 de lei. Amenda pentru munca fără forme legale este prevăzută de la 10.000 la 20.000. Da. Și pentru o persoană. Și pentru angajat și pentru angajat. Parcă e 500 de lei, nu? Da, este 500 de lei, dar... Nu se prea dă că omul e necăjit, da. De obicei dăm avertisment. Apropo, că ați adus vorba de amenzi, aveți un bilanț al amenzilor pe anul în curs? Da, este în fața mea. O spun acum? Da, vă rog. Deci pe luna ianuarie am avut 203 unități controlate, am aplicat un număr de 297 de sancțiuni, din care 278 au fost avertizmente. Valoarea totală a amenzilor a fost 86.200, din care 60.000 a fost pentru munca fără forme legale. Au fost sancționate 5 unități pentru muncă fără forme legale. În februarie am controlat 188 de unități, am aplicat 966 de sancțiuni, din care 936 avertizmente și 30 amenzi. Valoarea totală a amenzilor a fost 191.400, pentru munca la negru fiind aplicate sancțiuni de 120.000. În martie am controlat 189 de unități, am aplicat 601 avertizmente și 30 de amenzi, valoarea acestora fiind 361.100,
290.000 de lei fiind pentru muncă fără forme legale. În aprilie am controlat 141 de unități, s-au aplicat 430 de avertizmente și 28 de amenzi, plus s-a constatat o infracțiune pentru care s-au sesizat organele de urmărire. Bun, în total? În total avem 798 de unități controlate până în prezent, 2275 de avertizmente, 122 de amenzi, 2 infracțiuni. Totalul amenzilor este de 1.197.100, 810.000 fiind pentru muncă fără forme legale. Și diferența? Diferența e, așa cum noi am mai discutat astăzi, faptul că se aplică sancțiuni, chiar dacă se încheie contractul individual de muncă, acesta trebuie să fie transmis în programul revisal, cu o zi înainte de începerea activității. Programul revisal prin registrul acela, nu? Da, de evidență. Registrul electronic de evidență a salariaților. Diferența de aici vine. Și s-au mai aplicat mici sancțiuni pe nerealizare de măsuri, de exemplu, sau pe neplata drepturilor salariale. Și avertizmentele în ce situații se dau? Adică omul mai scapă, că primești un avertizment și... Am spus că principalul rol al Inspectoratului Teritorial de Muncă este acela de îndrumare. Noi suntem conștienți că angajatorii sau salariații n-au de unde să cunoscă acest mare volum de legislație a muncii. Tocmai de aceea, în principal, noi efectuăm controle la angajatori, încheiem procese verbale, constatăm deficiențele, aplicăm avertizmente și peste o perioadă, o anumită perioadă, verificăm dacă au fost realizate acele măsuri. Avertizmente în ce cazuri? Când se dau avertizmente și când se dau amenzi? În afară de munca fără forme legale, de regulă se aplică avertizmente. Da, dar e în cazul meu, de exemplu, deci ca producător agricol. Deci eu nu am de unde, sau alți producători agricoli, nu au de unde să cunoască legislația. Cum a fost și în cazul meu, deci prima dată când a venit inspectoratul de muncă... Să vă adresați nouă, puteți să veniți, eu la toată lumea am spus, puteți veni oricând la mine în birou, la orice oră, să mă întrebați. Înțeleg, dar noi n-am avut de unde să știm treaba asta ca producător. Deci a venit inspectoratul de muncă și direct ne-a dat dosar penal. Deci nu ne-a dat avertisment. Voi trebuia să știți pentru că nu mai de acum se efectuează controle în zona Ciumbrudului. Și anul trecut s-au aplicat sancțiuni chiar în zona voastră. Da, dar niciodată nu a venit la noi. Deci noi nu aveam de unde să știm acest lucru. Deci noi nu suntem în pas cu legislația și cu legile în vigoare. Deci trebuia cineva să ne avertizeze, să vie odată să ne spună, măi, oameni, nu e bine ceea ce faceți și uite să vă conformați în felul următor. Deci direct vine inspectoratul de muncă și ne dă dosar penal. Deci nu știu cum este posibil acest lucru. Deci de la începutul anului trecut, în toată mass media s-a mediatizat faptul că se încearcă combaterea muncii fără forme legale. La televizor, la radio, în ziare, peste tot erau știri. Bun, acum ce se întâmplă? Dă și sunt pe tarla și nu se uită la televizor. Eu sunt convins că sa, când vin de la lucru, o să duc și să pun și domn deci, calenul. Cum am spus, nu suntem în... Da, concluzia ar fi următoarea că controlele dumneavoastră, după cum se știe, se intensifică și se combate munca la negru și cine calcă strâmb îi penalizat usturător, 10.000 de lei de aici de acolo. Dar ce fac dânsii? Și vreau să întreb dânsii. Că dânsii nu-și pot lucra pământul pentru că nu pot lucra cu zilier. Pe de altă parte, nu vor să-și facă societate comercială că eu știu, hârțogărnie, îi n-au timp de așa ceva, dar pământul nu așteaptă și își pot pierde pâinea până la urmă. Ce veți face dacă controlele spre dumneavoastră acolo, pe care dumneavoastră, ca peste tot, de altfel, și dumneavoastră vă uitați la trandafiri cum să o filesc, dumneavoastră la viță de vie cum
să usucă, dumneata ești cu dosar penal, deja ești năcăjită, nu da, se poate. Deci eu mă duc la pușcărie și lăsăm să crească buriniile pe teren. Păi e mai ușor să mergi la pușcărie da. Decât și să stăm la umbră și atunci asta lăsăm una, pe alții să lucreze. Ea care fură și o prăpădită sară sau o bancă, aia nu nicio problemă că nu și pentru nu că poate... tu lucrui pământul, te îți face dosar penal. Nu-i plac condițiile sau nu reiese la detenție, aia nu e o problemă, aia e binevenită, nu-i... Asta? Deci, într-adevăr, noi lucrăm mai mult mecanizat și v-am zis, soțul face lucrările necesare și majoritatea lucrărilor, dar sunt perioade când avem nevoie de forță de muncă mai mare și atunci suntem nevoiți să mergem pe risc. Deci eu, ca și întreprindere individuală, asta optez. Dacă nu, n-am ce să fac. Angajez 3 oameni și merg cu 3. Dar mă întreb, toamna, l-a scos? Sau sunt lucrări care trebuie făcute într-o zi, două. Cum le fac cu 3 oameni? Așa, aveți dreptate. Din filmele acelea, ați spus că, nu știu, 52 bancă de unități în total pe toată perioada anul ăsta au fost amendate. În total, 52 din astea unități pentru munca fără forme legale. Da. Din astea 52, câte sunt PF-uri sau PFA-uri? Aveți o statistică? Nu, la mine pot să vă dau o situație. Da, nu știți, nu vă dați seama, sunt multe, puține. Acum, nu știu să spun, sunt și persoane fizice și persoane juridice. După cum bine știți, conform codului muncii, angajator poate fi și persoana fizică și absolut. Dar aș fi vrut să știu cam că poate de multe ori se întâmplă, că știți cum e vorba. Ponderea e mai mare la... Nici boul nu-i trag și... Nu, ponderea e mai mare la societățile comerciale. Da. Sau o altă problemă. Renunțăm la suprafațe, deci la teren, și acei muncitori care veneau la noi nu o să mai aibă de lucru. Loc de muncă. Și atunci automat ne facem... vor suferi și ei, pentru că oricum câștigă un ban în plus. Încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii, din păcate, dar o să mai avem ocazia și în alte dăți să povestim pe tema asta. Dumneavoastră, dacă nu se rezolvă cumva problemele, ați spus, parcă că vrea să, nu știu, să ieșiți în stat, să faceți un protest, ce veți? Că așa v-am văzut că se sutăre, în seara asta ați venit 15 ceva. La urmă, ceva trebuie să rezolvăm, adică trebuie să atragem atenția autorităților că totuși și noi existăm și ar fi bine să facem ceva, pentru că și dacă muncești, este greu, dacă nu muncești, e și mai greu, asta este una dintre noi... ceva o să facem, adică trebuie să ne organizăm ca să totuși să atragem atenția autorităților. Da, nu ne putem permite ca să lăsăm curtulile să se ducă pe apa sâmbetei. Deci munca de ani de zile să se ducă de râpă pentru aceste legi care nu sunt făcute foarte prost și, cum am spus, sunt făcute la birou de oameni care nu sunt pe teren ca să vadă care e situația în realitate în agricultură. Până una alta, în final de emisiune, o să tragem noi un semnal de alarmă și în ce sens o să-i rugăm pe parlamentarii de Alba, dacă vor și binevoiesc, anul ăsta sunt alegeri și parlamentare în noiembrie și și-ar putea face o firmă bună, ar putea câștiga un vot în plus, dacă ar iniția un proiect de hotărâre pe care să-l introducă în Parlament, prin care să-i ajute pe producătorii mici din agricultură și să nu mai existe astfel de probleme când tineri care vor să muncească, să facă ceva în agricultură, să-și câștige pâinea, nu să meargă la primărie pentru ajutor social, sunt practic împiedicați într-un fel să mai facă treaba asta, sunt aduși la sapă de lemn în pragul falimentului și până la urmă sunt nevoiți să-și vândă pământul și să plece cât văd cu ochii, dincolo de granițe sau temeri unde. Și să rămână pământurile animă noi, pământul pe care să vină, eu știu, de dincolo de granițe, oameni care pentru ei cu bani puțin să cumpere cu 100 de hectare și noi să muncim pe pământurile noastre. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Vă căutăm chiar și la fața locului. Vă doresc din toată inima succes.
să treceți peste asta și să fiți perseverenți, să munciți pe mai departe, să nu vă lăsați, că pământul trebuie lucrat și dumneavoastră știți mai bine decât mine. Domnule Calman, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi față în față cu oamenii pe care nu i-ați amendat dumneavoastră, societatea. Mai ales că pe dumneavoastră mă gândesc că vă și doare sufletul că sunt consătenii. Eu aș prevera să nu fie nimeni sancționat, dar... Asta a fost. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară și vă dorim toate cele bune. La revedere!